Bună seara! M-am gândit că poate că e nevoie de niște lămuriri suplimentare. De fapt, nu m-am gândit eu. Să știți că mi s-a reproșat că am ajuns prea repede, prea departe. Mă refer din punct de vedere al informației spirituale. Și că sunt oameni care n-au înțeles bazele. Și de asemenea sunt oameni care se trezesc și intră dintr-o dată într-o lume pe care nu o stăpânesc. A stăpâni lumea spirituală presupune să o înțelegi și să o cunoști. Să o înțelegi cum este, cum s-a format, din ce e formată. Și mai ales să înțelegi cum ești tu integrat lumii acestea. Și o să începem un pic cu universul spiritual. Nu o să intru în amănunte spirituale pentru că le-am dezbătut. Dar o să intru în amănunte legate de lumină și de întuneric. De ce? Pentru că toți suntem creați dintr-un lumină și întuneric. La început, și asta pot să spun pentru că până acolo am ajuns cu gândul, această lumină și întuneric coexistau. Ele făceau parte din hai să spun ceva, din Dumnezeul primordial. Exista Dumnezeu. Da? Și acest Dumnezeu a existat până la un moment dat. Și ca să zic așa, era format din lumina și întunericul primordial. De ce spun asta? Pentru că există un moment, putem să spunem un moment T0, deși pe atunci nu exista timpul, în care Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Imaginați-vă că lumina este alcătuită din puncte. Asta n-am zis. Există teoria stringurilor și superstringurilor. Ca să fie foarte clar, lumea era făcută pe principiu imaginilor de televizor. Mai exact, pentru cine nu-și aduce aminte, imaginele de la televizor erau date de puncte albe și negre. Punctele albe și negre făceau ca într-o zonă în care aveai numai puncte de lumină să fie alb, într-o zonă în care aveai numai puncte de întuneric să fie negru. Și atunci, din densitatea de puncte de albe și de întuneric, apărea imaginea. Ei, să știți că, așa cum a zis și Hermes Trismegistus, că ce e sus este și jos, și lumea a evoluat pe principiul divinității. Și atunci, la început, erau, să zicem, astea sunt punctele albe. Da? Erau punctele albe și punctele negre care coexistau în egală măsură și egală densitate. Nu știu dacă era o lume gri, pentru că eu cred că la aceeași densitate de puncte albe și negre avem mai mult negru decât alb, pentru că dimensiunea punctelor negre, n-aș putea spune de ce, dar știu din practica artelor marțiale că punctele negre sunt mai dense și mai grele, ca să zic așa, între ghilimele. Punctele negre, să știți că sunt cele care dau gravitația. Cu cât ai mai multe elemente negre în tine, cu atât ai gravitația mai mare, greutatea mai mare. Deci, până la urmă, greutatea, să știți că nu e dată de propriu-zis masă, ci de această densitate de puncte negre. Pentru că lumina nu înseamnă, cum să zic eu, întunericul nu înseamnă lipsa luminii, lumina înseamnă densitate de puncte negre. Și deci cam așa arăta lumea spirituală la început. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și în momentul în care a zis să fie lumină, punctele albe au început să se adune. Și s-au unit. Și au format lumina primordială. Lumina primordială sau Duhul Sfânt, de la care pleacă totul. Ele s-au unit. Da? Și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric.
Nu era vorba de lumea materială. Nici nu exista lumea spirituală. Exista doar cerul primordial. Da? Și în momentul în care a despărțit lumina de întuneric, tot ce însemna lumină s-a dus într-o parte. Da? Toate punctele albe, ca densitate, s-au dus într-o parte. Și a apărut următorul pas, și anume diferența între lumină și întuneric. Deci avem o zonă tampon și o zonă în care avem numai întuneric și o zonă care avem numai lumină. Bun. În zona asta de lumină a început creația. Pentru că unirea acestor puncte a început să formeze. Cum ziceam la cursul de Shambhala. Cercul, triunghiul, pătratul, îngeri. Da? Aici s-a produs creația. Creația și ideile aparțin luminii. Bun. De unde știu asta? Pentru că o să vedeți că întunericul distruge. Oriunde apare un accident, e un întuneric. Oriunde este o moarte, e un întuneric. Oriunde este un cataclism, e un întuneric. Oriunde e ceea ce numim noi o nenorocire, o distrugere, apare un întuneric. Tot ce înseamnă distrugerea creației, presupune întuneric. Tot ce înseamnă creație, presupune lumină. Bun. Și de aici am legat. În zona intermediară, aici s-au format în timp ceea ce numim noi ceruri, aici s-au format în timp ceea ce numim noi iaduri. Densitatea de puncte luminoase face ca, pe măsură ce ele să fie mai dense, să ajungi la un nivel de cer mai mare, densitatea de puncte întunecate face să ajungi la un anticer. În zona intermediară suntem noi. Adică exact aici este universul material. Adică la intersecția dintre cerul și anticerul, între lumină și întuneric. De ce? Pentru că la alcătuirea oricărui lucru participă și lumina și întuneric. Tot ce înseamnă viață are și lumină și întuneric. Tot ce înseamnă obiect are și lumină și întuneric. Acesta este ciu, se spune ci, sau energia vieții, aceea îi se spune ca, și este energia morții. Bun. Cum au evoluat în timp? Pe măsură ce ideile s-au diferențiat, au apărut inclusiv, cum să vă zic eu, pe măsură ce ideile au căpătat vibrații mai mare, au apărut inclusiv diferențe de vibrație între ceruri. Iar pe măsură ce au apărut și ideile greșite, au apărut diferențe de vibrații între anticeruri. Și aici suntem noi. Aici este Universul. Tot ce vedem noi din punct de vedere material. Vă dați seama cam cât de mare este și una și alta, în contextul în care Universul nostru material este incomensurabil în spațiu și timp. Bun. Cam atât despre începuturile Universului. Emisiunea asta încearcă să dezvolte, să aprofundeze și să explice mai bine
capitolele din Atalipsii. Tocmai pentru că consider eu că e nevoie să înțelegem mai bine ce suntem, unde suntem și ce căutăm pe această planetă. Bun. Și am plecat de la capitolul din Atalipsii și anume Universul ca energie. Universul material, evident, ca energie. Și plecăm de la întrebarea ce este energie. Am și eu niște chestii ca să încerc să fac emisiunea cât mai scurtă și cât mai cuprinzătoare, să nu plictisesc lumea. Ce este energie? Energia se definește ca puterea de a determina. Acea capacitate de a produce ceva. Că e vorba de mișcare, că e vorba de reacții chimice, că e, eu știu, vântul. Toate au la bază această energie. Dacă este să mă întrebați pe mine, vându-i din aproape în aproape, această energie care, care animă tot Universul, această forță, această putere, este Dumnezeu. Dumnezeu primordial. Prin multiplele Lui manifestări. Cum se manifestă această energie? Energia fiind esența mișcării, esența vieții, esența tuturor lucrurilor, se poate manifesta oricum. Se poate manifesta ca o mașină care merge pe stradă, se poate manifesta ca o tornadă care distruge totul, se poate manifesta ca un foc care arde, se poate manifesta absolut oricum. Toate au la bază această energie primordială. În concluzie, nu. Deci dacă vorbim de energie la modul absolut, energia este. Există. Punct. Că e energie statică, e energie dinamică. Că, cum să spun eu, că este o baterie. Bateria are o energie potențială. Bateria poate determina, eu știu, o mașină să pornească, o mașinuță să se miște. Da? Deci are această putință în ea de a crea mișcare. Deci energia este. De asta pot să afirm că energia este Dumnezeu. Pentru că și Dumnezeu este la baza tuturor lucrurilor. Evident că această energie se poate manifesta și prin lumină și prin întuneric. Adică e foarte ușor să-ți dai seama că soarele are energie. Da? Pentru că o simți. O simți ca și căldură, o simți ca și lumină. Poți să-ți dai seama că becul are energie, pentru că îi simți puterea, îi simți lumina care te vorbește. Da? Energia în planul material se referă strict, se referă la absolut orice acțiune care există în lumea care ne înconjoară. Indiferent că e vorba de energie sexuală, indiferent că este vorba de energie motrice, indiferent că este vorba de intelect, intelectul presupune o energie din anumit tip, indiferent că este vorba de forță musculară. Ce este lumina? Păi, depinde. Avem mai multe tipuri de lumină, da? Există lumina de la... Există lumina spirituală, despre care am vorbit în secvența anterioară. Este lumina, este acea manifestare a Dumnezeu, care este lumina spirituală. Și există lumina materială, lumina soarelui, lumina planetelor care reflectă lumina soilor. Deci există lumina materială, lumina dată de un bec, lumina dată de un reflector, lumina dată de un far, de o lanternă, de un foc. Ce este întunericul? Întunericul este o altă formă de manifestare a Dumnezeu. Acum eu sunt convins că întunericul nu este absența luminii. Pentru că în artele marțiale operez cu energie și știi ce înseamnă lumină și știi ce înseamnă întuneric. Întunericul este o altă formă de manifestare a Dumnezeu. Adică o energie densă, grea, de vibrație joasă. Nu este același lucru cu spiritele întunericului. Este pur și simplu cum este apa în raport cu aerul. Dacă lumina
o asemănăm cu aerul, atunci întunericul îl asemănăm cu apa. Nu se întrepătrund, sunt un pic, eu știu, există o zonă de demarcație între ele. Mă refer la universul spiritual, mă refer la lumina din universul spiritual și lumina din universul material. Iar întunericul este, cum să zic eu, cel care ne face să fim legați de această planetă. Întunericul ne face să avem greutate. Întunericul determină acea forță gravitațională care ne face să stăm pe Pământ. Unde ne aflăm noi ca Univers material? Spuneam că Universul material este la intersecția Universului spiritual cu Întunericul. De ce zic asta? Pentru simplu motiv că am observat pe planeta Pământ că se întrepătund îngeri cu demoni, sfinți cu spirite care sunt aflate la începutul evoluției spirituale. Am observat că planetele au și componentă pozitivă și componentă negativă, au și spirit, au și materie. Prin materie, înțelegând foarte clar densitate de chi greu, deci de energie ca. Și atunci pot să afirm că Universul material se află exact la intersecția între Universul spiritual de lumină și Universul spiritual de întuneric. De fapt, este locul unde se întrepătrund cerurile și aerul. Poate exista ce este viața din punct de vedere al luminii și întunericului. Deci viața, și când mă refer la viață, mă refer în mod special la organismele vii, nu poate exista fără lumină și întuneric. De ce? Pentru că trupul are o mare componentă întunericul. Da? Fără întunericul din noi, s-ar distruge oasele, s-ar distruge mușchii, s-ar distruge tendoanele. Fără întuneric în noi, s-ar distruge dinții. Fără întuneric din noi, s-ar întâmpla o grămadă de lucruri care nu sunt pozitive. Deci, existența în planul material, în trupul fizic, nu se poate face decât având în interiorul nostru un raport optim între lumină și întuneric din noi. Asta este foarte important pentru că atunci eu, ca să mențin echilibrul corpului meu, e clar că trebuie să am și elemente care îmi dau lumină, trebuie să am și elemente care îmi dau întuneric. Deci trebuie să am și alimentație bazată pe lumină și alimentație bazată pe întuneric. Acest raport optim între Acest raport între lumină și întuneric este dat de foarte mulți factori. Unii sunt factori karmici. Adică depinde foarte mult ceea ce am făcut eu în altă viață. Și asta îmi dă o doză de întuneric la nivel spiritual. Există un factor care ține de gena dată de părinți. Asta ne conectează la anumite la anumite dimensiuni ale întunericului. Există o componentă care oricum este determinată și de mine, pentru că nu întâmplător am apărut din părinții mei. Există o componentă care este dată de alimentație. Există o componentă dată de radiațiile telurice. Deci, un om care trăiește într-o zonă va avea o altă încărcare lumină întuneric decât o are un om care trăiește în altă zonă. Există diferență chiar și prin prisma unui oraș mare, cum este Bucureștiul, da? Fiecare cartier are o anumită vibrație care nu este neapărat dată de oamenii de acolo. Oamenii de acolo s-au dus acolo pentru că au rezonat cu zona respectivă. Nu neapărat că zona respectivă a determinat
vibrația, întunericul sau lumina din oamenii respectiv. Există tipare de gândire. Există până și ceea ce respir, mănânc, beau ca apă. Deci mă refer la apa pe care o beau sau, mă rog, băuturile pe care o consum. Îmi dau un raport între lumină și întuneric. Evident, hrana vie, hrana bazată pe alimente care conțin, eu știu, germeni de grâu, fructe, legume, proaspete, o să-mi crească lumina interioară. Evident, mâncarea dată de alimente care sunt trecute prin foc, care sunt, eu știu, grătare sau mai știu ce carne, îmi vor scădea lumina interioară și îmi vor adăuga întuneric. Sunt multe lucruri care, să zic eu, care ne determină. De exemplu, ce se întâmplă dacă avem un raport lumină-întuneric mai mult în favoarea luminii. În momentul în care am mai multă lumină decât, deci raportul optim este 81-19. Adică 81 lumină, 19 întuneric. Dacă am mai mult de 81, încep să mă rup de planul terestru. Încep să, în primul rând că am acces la alte dimensiuni și mai ales dimensiuni de lumină, automat corpul meu, nemai având întuneric respectiv, încep să am probleme legate de musculatură, tendoane, mușchi, etc. Nu mai vorbesc de probleme sexuale din punctul ăsta de vedere. Încep să mă rup de realitatea materială. Încep să mă rup de oamenii de lângă mine. Oamenii o să zică că sunt văzduhist, că sunt, eu știu, rup de realitate. Eu nu o să mai văd partea negativă a lucrurilor, să văd doar partea pozitivă a lucrurilor. Evident că, în perspectivă, în evoluția spirituală, în planul nostru, trebuie să ajung și în zona asta. Numai că, atâta timp cât am o viață în planul fizic, eu trebuie să-mi iau învățămintele din planul fizic și atunci trebuie să rămân conectat la acest plan. Și de asta trebuie păsătoare cu un raport optim. Lumină întuneric special. Ca să pot să-mi iau lecțiile de viață de la nivelul planului material în care trăim. Un exces de lumină, excesul maxim de lumină, lumină 100, presupune distrugerea corpului fizic. Acest corp fizic are niște limite la care poate să fie supus. Gândiți-vă că orice lucru are o limită la care poate să fie a rezistenței lui. Și atunci, în momentul în care se trece peste limita asta din punct de vedere al luminii, se distruge corpul. Este vizita iubicare la ce? Prin care au trecut și Ilie și Enoch și Maica Domnului și, bineînțeles, Mântuitorul. Deci, lumina maximă presupune distrugerea corpului fizic, transformarea materiei în lumină și înălțare. Nu știm câți oameni, avem doar 4 exemple în istoria spirituală a omenirii. Vor fi mai multe, cine știe. Dar astea sunt exemplele pe care le avem. Din punct de vedere al întunericului, excesul de întuneric duce la distrugerea organismului. De ce? Pentru că ceea ce animă, ceea ce face ca ființa să fie vie, este tocmai această lumină interioară. Lumina interioară face să trăim, să fim ființe vii. Ori, acumulând întunericul, automat programele prin care corpul nostru există, sunt înscrise la nivel de lumină. În cazul ăsta al sufletului, care este lumină divină. Ei, în momentul în care acumulezi foarte mult întuneric, întunericul respectiv distruge ceea ce se cheamă matricea originală a organismului de prețul respectiv. Adică, ca să zic așa, hardul și softul unde sunt înscrise informațiile și energia pozitivă a corpului nostru și se distruge organul respectiv. Distrugându-se organul respectiv, omul se îmbolnăvește și, în principal, moare. Deci, excesul de întuneric duce la moarte.
Excesul de întuneric în oase duce la rupturi, excesul de întuneric în organ duce la distrugerea organelor respective, excesul de întuneric duce automat la moarte. Orice exces de întuneric în orice, cum să vă zic eu, până și în obiecte, duce la distrugerea obiectelor respective. Știți, ce din ce a pătuit un spirit? Păi spiritele, în raport cu lumina și întunericul, spiritele sunt alcătuite din lumină și din întuneric. Adică spiritul omului este grosomod, deci are mai multe, cum să zic eu, mai multe tipuri de energie. Dar dacă este să o luăm primordial, sunt alcătuite din lumină și din întuneric. Evident că un spirit care avea mai multă lumină va fi un spirit luminos, un spirit care va avea mai mult întuneric va fi un spirit care va deveni întunecat. Tocmai asta face diferența între noi, din punct de vedere spiritual, raportul lumină-întuneric. Cu cât ai mai multă lumină, cu atât te îndanți către spiritele luminoase. Cu cât ai mai mult întuneric, cu atât te cobori către spiritele întunecate. Bun. Ca un exemplu. Dacă rețin, exista un Sfânt Simeon Stâlnicu, cred că despre el era vorba, care la un moment dat a fost întrebat cum este alcătuită lumea, adică rețin minte. Și atunci a luat în mână o cărămidă și cum o ținea în mână, din cărămidă s-a scurs în pământ apa, a ieșit căldura în ea focul și s-a dus spre soare și el a rămas Mâna a rămas în țărâna. Eu nu pot să vă fac demonstrația asta, că n-am ajuns la nivelul lui Simeon Stâlnicu. Da, pot să iau această foaie de hârtie și să-i dau foc. Toată lumea o vede. Și toată lumea vede că ea, în timp, se transformă în căldură, lumină. Da? Și pe măsură ce arde, se face din ce în ce mai mică, da? Pentru ca în cele din urmă să rămână doar puțină cenușă și asta, dacă avem grijă și o fregăm între palme, dispare complet. Tot ce pot să vă spun este că mă gândeam la Sergiu Nicolaescu. Și eu unul îi mulțumesc pentru că a luat această decizie. De ce? Pentru că nu există nicio deosebire între foaia asta de hârtie și noi, între faptul că un corp, indiferent al cui e, că e al lui, că e al meu, că e, eu știu, prin ardere se transformă în lumină, căldură, vapor de apă și cenușă. Și că până la urmă, fiecare dintre noi nu stăm nimic. Și, de fapt, toți. Și că tot ceea ce rămâne din noi este Spiritul. Spiritul, adică eu. Și că, în rest, toți, bogați, săraci, generali, soldați, cercetori sau președinți, suntem toți alcătuiți din lumină și întuneric. Adică, din Dumnezeu. Sper să vă fie de folos.